Colegiul Național al Asistenților Sociali, sucursala teritorială Suceava, alături de Departamentul de Științe Umane și Social-Politice, în cadrul Facultății de Istorie și Geografie, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și Primăria Municipiului Suceava, organizează mai multe evenimente prilejuite de sărbătorirea Zilelor Asistenței Sociale la Suceava. Campania națională Zilele Asistenței Sociale a devenit o prioritate și totodată o tradiție pentru comunitatea profesională a asistenților sociali, iar manifestările cu caracter profesional prilejuite de această ocazie au îmbrăcat diferite forme, întâlniri profesionale, dezbateri, emisiuni și interviuri în presa locală, publicări de articole, a declarat Ecaterina Croitor, președintele Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, sucursala teritorială Suceava. Potrivit acesteia, în acest an, sub egida temei stabilite de Federația Internațională a Asistenților Sociali, promovarea demnității și valorii oamenilor, evenimentele organizate urmăresc să evidențieze progresele realizate în domeniul asistenței sociale, rolul asistentului social în contextul socioeconomic actual și importanța colaborării tuturor factorilor decizionali în crearea unei societăți în care se manifestă grija pentru fiecare membru al ei. Manifestările sunt programate pentru întreaga săptămână. Cele de marți, 24 martie, au început la ora 11 la Centrul pentru Susținerea Tradițiilor. Printre temele abordate au fost perspectiva asupra asistenței sociale, a prezentat Angela Zărojanu, vicepreședintele Comisiei Județene de Egalitate de Șanse, în apărarea demnității umane, a prezentat lectorul universitar dr. Vasile Demciuc, toleranța și empatia, valori centrale ale asistenței sociale, premise ale realizării demnității umane, a prezentat profesor universitar dr. Sorin Tudor Maxim, sau modele de intervenție în practica cu persoane aflate în situații de risc, a prezentat asistentul social Alina Ciupercovici. Tot pe 24 martie, în același loc, muzicianul Berti Barbera a susținut workshopul Abilitate și ritm în dezvoltarea persoanei cu dizabilități. Subtitulatura cu și despre oameni și natura, demnitatea umană în activități de manifestare a solidarității și speranței, joi 26 martie, de la ora 11, la Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie O Nouă Viață Suceava, beneficiari Asociației Blind Door România, împreună cu beneficiarii Centrului de Recuperare și Reabilitare a Tinerilor cu Dizabilități sunt Mihail din Comuna Fântâna Mare, satul Spătărești, instituție din cadrul Fundației Filantropice Fara România, alături de reprezentanții ai Colegiului Național al Asistenților Sociali, sucursala teritorială Suceava, sucursala teritorială Suceava ai Primăriei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Asociația ale Părinților Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități, vor planta 12 copăcei oferiți de Primăria Suceava. Evenimentul, intitulat Grădina Demnității Umane, își propune sensibilizarea opiniei publice cu privire la persoanele marginalizate social.